Deci crema noastră s-a răcit, avem și gogoșelele s-au răcit. Urmează ne apucăm să umplem. Ca de obicei, îmi arăți și după aia încerc și eu, bineînțeles. Aha. A, deci tu le găurești direct cu... Da, da. Oh, dar vezi cum se umflă? Cum da? S-a umplut instant? Încep să se umfle, da? Faci și tu unul? Mai arată-mă o dată, deci. Îi dai găurica. Trei găurile trebuie să dai. Ok. Cum e? Simți atunci când... Simți când intră. Ok, hai să încercăm. Să văd dacă simt și eu. Stai să nu iau una pe care am umplut-o, deși aș putea să fac asta, să zic că am reușit și eu să umplu. Uite, o iau pe asta. Hai să vedem. Ia, ia să Haide, mă, te gândește. Opa! Te l-ai găurit până pe partea cealaltă. Bine, hai că nu merge. Mai ai avut milă de el, e bun. Nu înțeleg de ce... Nu te cunoaște, Vlad. Nu știu, n-am... Nu te cunoaște, nu mă așteptam să nu-mi iasă, ia. Asta e, că nu ai experiență. Uite că și la mine mai se distrează. Asta e bucăți. Nu toate pot să le umple, să știi. Aha, aha. Deci, da, puteam. A vrut eclerul. Să nu le confundăm cu alea care sunt deja umplute. Da, exact. Aha, uite. Frumos. Umplem? Hai să mai umplem. Și după aia bănuiesc că urmează partea finală. Să le decorăm, da. Măcar acolo să-mi iasă și mie. Păgoșele noastre sunt gata și umplute. Da. Am făcut o ciocolată roșie, da, pentru glasajul de deasupra. Aha, deci, ai pus o dată, ok. Le vom pune aici. Da. Așa trebuie să le facem la toate. Aha, ok. Deci frumos. Aole, deja îmi plouă în gură. De obicei, eclerul se servește, mi-ai spus tu, în pauză, că trebuie să stea o zi, nu? Cu așa de ecler trebuie să o lași o zi, da. Deci, noi le-am făcut puțin pe grabă. Să vrei tu, să le dai, să prietenilor tăi. Asta e, nu? Bun. Ok. Acum, adu-mi la Ionita. Ce-i asta? Asta sunt niște bucățele de ciocolată. Ok. Pe care le vom așeza pe fiecare ecler. Aia pune și tu una. Mulțumesc. Bun, dar vă rog să nu uitați că trebuie să mai oprim puțină cremă pentru următoarea plachetă. Ah, deci mai urmează ceva. Da, da, nu e gata. Aceeași cremă cu care am umplut. Ia să vedem ce face Flavian.
Să dau și pe altul de bani. Ah, ok. Deci am și eu unul. Hai că n-arată, nu? E bine că mai punem ceva peste. Da? Foarte drăguț. Bun, și acum o să luăm zahăr pudră. Da. Să plouă. Doar un pic. Ok, și aici. Și acum urmează decor. Bun. Și acum vom folosi o urică, dar trebuie să se și lipească, să zic. Are safina care nu prea are stabilitate. Aha, ai dat-o puțin prin... Uităm că a venit var. Da? Și... Știi cel mai important element? Vlad. Aurul comestibil. Asta este eclerul nostru. Deci, ați văzut și voi cât de ușor se face, mai ales când sunt doi. Da, dacă nu erai tu, Vlad. Bine, de data asta am eșuat. De ce îți mai Vlad? N-am reușit să umplu. Acum vreau să văd cum mai cum data trecută mâna ta, cum îmi spui tu amprenta pe eclerul tău. E sigur că vrei să fac asta? Vreți și voi să fac asta? Nu sigur cred. Vreți. Da, bine. Deci, fii atent, te rog frumos. O să iau puțin... Eu o să fac altceva. Așa. Punem aici. Așa. Punem asta deoparte. Luăm... Uite. Luăm asta. Da? Ți-am pus aici portretul. A, ok. Te-am umplut un pic de cremă. Așa. Eu fac un ecler plin de iubire, da? Am pus aici o petală. Și trebuie să dai și pata de culoare, că e numai roșu. Sfatul meu e să folosești o afină. O afină? Da, chiar acolo pe mijloc. Luăm o afină. Vlad, ai un ecler superb. Flaviana, îți mulțumesc mult de tot pentru invitație. Și eu să știi că m-am distrat, m-am simțit bine. Arată super. Eu zic sincer, n-am mai văzut niciodată chestia asta. Deci, colorantul ăla cu aromă de smeură e incredibil. Crema e foarte bună. Noi am trișat. Am mai gustat în pauzele dintre filmare, dar știm cum e și este foarte bun. Apropo, eclerul ăsta, îl pot achiziționa oamenii de la tine? Unde îl pot găsi? Nu, ecler, genul ăsta de ecler trebuie să mă învățați numai la Academie. Și în cofetările Canel îl puteți găsi, dar nu cu zmeură, doar cu ciocolată și cafea. Ați auzit, da? Deci trebuie să vă simțiți bine că voi puteți să-l faceți acasă pentru că ne-a spus rețeta. Flavian, sper să mă mai chem, poate vii tu la noi, da? Oricând. În Happy House. Iar noi, dragilor, ne vedem în curând.